Zeci de locuitori din Sângerei și Vrănești s-au mobilizat pentru a implementa mai multe proiecte care vin să soluționeze problemele din localitățile lor. Au amenajat terenuri de joacă, scoar pentru odihnă, au construit câțiva kilometri de sistem de canalizare și au amenajat o parcare și o platformă de gunoi în preajma pădurii de la periferia orașului. Activitățile s-au desfășurat în cadrul proiectului Informează, Abilitează și Acționează, societatea civilă pentru o mai bună guvernanță bugetară în Moldova. Toate proiectele au fost inițiate de către comunități sau instituții de învățământ și de agrement, de cultură din primăria Sângerei. Două de la Vrănești în cadrul instituțiilor de publici sunt finisate deja, deoarece ele au fost și mai simple. Au fost instalate topogane și terenuri de joacă pentru copii. Alte proiecte, cum ar fi de infrastructură edilitară, proiectul cu apă și canalizare a fost tot realizat în vară. Pentru implementarea celor 5 proiecte, Primăria Sângerei a alocat 100.000 de lei, câte 20.000 pentru fiecare. Contribuția oamenilor din localitate a fost de 20%. Deși bugetul este restrâns, am făcut tot posibil cu contribuții, cu interesul mahalalei să grămădim sumele necesare pentru a implementa astfel de proiect. Cu 20.000 de lei, practic, s-au procurat toate materialele și, respectiv, manopera a fost contribuția noastră. O sumă neimportantă, aș spune eu, dar care rezolvă o întrebare foarte, foarte mare. Oamenii spun că după implementarea acestui proiect, problema deșeurilor în zonă va fi soluționată. Să fie curat acolo, chiar dacă sunt deșeuri, pentru că mulți se duc în zona de odihnă, acolo să fie locul de acumulare a deșeurilor, acolo solidii. Iar în satul Vrănești au fost amenajate două terenuri de joacă, unul în curtea grădiniții din localitate, iar celălalt în preajma casei de cultură. Într-adevăr, suntem bucuroși. Cred că în viitor o să ne aloce și mai mulți bani și o să participăm la mai mari proiecte și o să facem ceva mai serios în cadrul localității. Locuitorii din Vrănești spun că grație acestor proiecte au unde petrece timpul cu copiii. Cred că aceste proiecte sunt foarte binevenite pentru cetățeni. Chiar la noi, localitate, deja sunt două proiecte inițiate, la Casa de Cultură și la Grădiniță. Da, e un plus, fiindcă locuim la sat. Nu avem posibilitatea de a circula des în oraș pentru ca copilul să dezvolte sau chiar la un centru. Asta e. Bine că a fost acordat, bine că a fost chipzuit atât de bine să fie acest proiect. Primarul localității zice că implementarea bugetului civic în Sângerei s-a încheiat cu succes, iar pentru anul viitor, în acest sens, va fi alocată o sumă și mai mare. Avem o realizare frumoasă, într-un parteneriat frumos cu Asociația Caroma Nord și Expert Group. Este o reușită pentru noi, pentru administrația publică locală. În anul 2021, practic, s-au hotărât 6 probleme. 6 probleme la inițiativa grupurilor de cetățeni din mahală, din microraioane. Regiunea de Nord a Republicii Moldova, proiectul Informează, Abilitează și Acționează societatea civilă pentru o mai bună guvernanță bugetară în Moldova, Bugetul Meu, este implementat în orașele Sângerei, Florești, Drochia, Râșcani și municipiul Bălți.